cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, la cafea. Astăzi, după cum ați putut vedea deja pe promovarea făcută emisiunii, invitat domnul Alexandru Filimon, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, întrucât tema emisiunii este adevărul despre spitalul din Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața și ascultătorilor noastre! V-am invitat în emisiune, eu recunosc că am vrut să fac emisiunea asta de săptămâna trecută, dar din motive independente de voința amândouă n-am putut să o facem. V-am invitat în emisiune pentru că mie mi se pare că s-a ajuns într-un punct în care trebuie discutate lucrurile despre, de fapt nu trebuie, trebuie făcute lucruri la spital, să spun eu, de îndată, cum se erau comenzile alea, și că de îndată trebuie. Ca o ședință. Ca o ședință de îndată, extraordinară de îndată. Și acum o săptămână publicam noi un material, un spital județean și ruinele sale atât de scumpe, în care, pe bază mai mult de imagini decât de date, am scris date din 2012 despre spitalul ăsta, deja am devenit un fel de enciclopedie a spitalului. Se pare că nu se mai poate. Dumneavoastră, ca manager, cum sunteți vis-a-vis de situația asta? E un pic frustrant și cred că suntem într-adevăr la un moment de răscruce. Eu am crezut că atunci când mi-am asumat conducerea după incendiu, eram la un moment de răscruce. Între timp, cu ajutorul oamenilor din privat, am reușit oarecum să rectificăm situația pe care o aveam la acel moment cu secția ATI. Dar, din păcate, văd că mergem din lac în puț, ca să zic așa. Avem, eu, în timp ce vorbești, derulez imagini. Avem aceste proiecte care ori nu se mai fac, nu se încep, ori nu se termină. Și nu se termină de ani de zile. Noi suntem administratori de clădiri, suntem doar cei care le folosesc și pentru activitatea medicală. Nu pot să spun că spitalul are un corp de experți în toate domeniile. Sunt oameni, bineînțeles, angajați, dar nu știm să facem absolut tot și nici nu cred că e datoria spitalului să facă și proiecte și tot absolut tot. Vă referiți la proiectare, nu la proiecte de dezvoltare. La proiectare, la tot ceea ce înseamnă... Vorbim tehnic. Tehnic. Vorbim pe partea tehnică. Da? Deci nu vorbim aici pe partea medicală. Deși tocmai asta e, că partea medicală și pacientul este afectat în ultimă instanță de toate aceste proiecte. Vă spun de unde am plecat noi cu ideea acestui material. Am plecat de la oncologie și, de fapt, prima parte a materialului la asta se referă, la chestiunea oncologie, pentru că acolo se vede cel mai tare care a fost impactul. Ai mutat o secție în spitalul vechi, s-a dat peste cap tot ce înseamnă acolo activitate în spitalul vechi, nu e ok nici pentru cei de la oncologie, să-și desfășoare acolo, nu au condițiile chiar propice și nu este spațiu. Și de asta am zis că de aici am plecat cu demersul. Am înțeles acum că cei de la CNI ar organiza o nouă licitație. Nu încălzește pe nimeni acum asta, pentru că, în mod normal, ar fi trebuit să fie gata lucrarea foarte curând, nu? Anul acesta. Anul acesta ar fi trebuit să fie gata lucrarea. Da. Și asta spun, când am făcut noi acea decizie și am primit, mă rog, ordinul de începere a lucrărilor și ne s-a zis mutați oncologia, deși ne-am împotrivit în timpul COVID-ului, că ideea, în primul rând, a început din timpul pandemiei, să mutăm bolnavii oncologici. Asta mai lipsea atunci. Spații. Exact, asta mai lipsea, ne-am împotrivit, am zis nu putem. Ok, hai să o facem după pandemie. Am făcut după pandemie, după o lună sau două s-au oprit lucrările. Acum că CNI-ul face o nouă licitație, nu știu pe cine sincer încălzește. Da, e un pas, dar
se face licitație pe același proiect, care nu e un proiect nemaipomenit de bun, se găsește alt proiectant, se reface proiectul. Asta înseamnă cel puțin un an jumătate. Ce s-a zis în expertiză, se dă jos clădirea, se consolidează, da? Deci ca să știm și noi ce facem, da? Pentru că spitalul trebuie să obțină autorizația sanitară de funcționare la sfârșitul anului. Haideți că asta era un alt subiect pe care vreau să-l discutăm. Dar toate se leagă. Deci pacientul e afectat. Eu regret profund că mi-am imaginat atunci că se va face. Și chiar am tras de mine, am tras de staff, am tras de cei de secția de oncologie. Hai să ne mutăm că e un an de zile și e CNI-ul. Deci, în mod normal... E foarte serios, da, ca instituție. Da, e foarte serios. Na, în mod normal n-ar trebui să avem probleme, da? Și va fi foarte bine pentru pacienți. Aveați posibilitatea să vă împotriviți atunci? Nu, pentru că nu sunt clădirile mele. Cum am zis, eu doar sunt administrator. Deci dacă Consiliul Județean v-a somat să plecați, trebuia să plecați de acolo. Da, de fapt au venit hârtii de la CNI direct. Consiliul doar le-a predat și CNI-ul a zis, noi începem lucrarea. Adică dacă trimis muncitori acolo, n-am cum să mă împotrivesc eu. Dar și CNI-ul la rândul lor, nu știu, trebuiau la momentul respectiv probabil să verifice și proiect și această asociere. E și parte de legislație. Pe mine aici mă deranjează. Cum de ajung niște asocieri de firme de astea... Care au mai dat greș în alte proiecte. De mâna a doua, da, să ia un proiect, zic eu, foarte important pentru spital. Mai ales că dacă o luăm și ne uităm în istoric, nu prea s-au terminat proiectele la spital, da? Deci eu aș fi fost foarte atent cu cineva, bineînțeles, nu poți să alegi, că așa e legea, dar asta spun, aș fi fost foarte atent cu cei care vin și preiau acest proiect să-l facă, da? Și ce s-a întâmplat? Bineînțeles, am mutat pe toată lumea, am mutat când s-a golit secția, am dus tot la școlile normale. Claie peste grămadă acolo, că nici n-ai cum să le pui altfel, da? Și acum secția lucrează în două părți, la parter și la etajul 4. Clar nu e conform, da? Nici epidemiologic, nici în niciun fel. Noi am încercat să păstrăm aceste standarde. În plus față de asta, nu numai că i-am înghesuit pe ei, am mai adus și dispensarul TBC în aceeași clădire. Pentru că s-a început renovarea ambulatorului și am adus și pe dânsii. După care am mutat laboratorul BK în fosta bază de recuperare. Deci nici bază de recuperare nu mai avem. Da? Și acum stăm cu două proiecte, stăm înghesuiți, pacienții nu sunt confortabili, DSP-ul a venit și ne-a spus nu respectați cubajul saloanelor și așa mai departe și vom pune niște paturi în conservare pentru următoarea perioadă de timp. Am înțeles, dar haideți să... Da, deci deja ne-am... Totul este afectat. De asta spun, nu e o chestie punctuală la spital, s-a stricat, nu știu, un cazan. Da? Totul afectează. De la un proiect de ăsta îți afectează pacientul, deci, îți afectează personalul, îți afectează cash flow-ul spitalului. Facem puțină istorie? Facem. Facem un pic de istorie. Multă istorie decât facem un pic de istorie. Am avut proiectul pediatrie. Nici astăzi nu este încheiat, e pornit de prin 2013-2014, dacă nu mă înșel. Da. Nici astăzi nu este finalizat. Și nu mai vorbim de modul în care a fost făcut. Cu toată tevatura, cu acele firme care, vorbesc de firmele de proiectare, care nu și-au făcut treaba. Îmi cer scuze, de asta mi se întâmplă și mie. Da, deci... Eu nu comentez pentru că nu eram acolo. Eu pot să comentez despre ceea ce s-a întâmplat în timpul mandatului meu. Dar da, evident există acolo un proiect neterminat. După aceea, mergem mai departe. Nefromed, proiectul Nefromed. Început din 2012, dacă nu mă înșel, primii pași. Este aberant. Ai avut niște bani de la o firmă privată, ai avut o groază de fonduri de la minister. Nu este închis nici acum. Apropo de proiecte începute și neterminate. Asta zic și eu. Deci ce e frustrant pentru mine, da? Ca persoană, nu, nici nu discut ca manager de spital, este faptul că sunt aceste fonduri. Da? Fonduri au fost pentru toate proiectele astea.
care a fost problema. Multă lume spune că sistemul sanitar este subfinanțat. Da, o să ajungem și acolo și poate discutăm în emisiune un pic și despre asta. Dar finanțări pentru aceste proiecte au fost. Da? Nu au fost o problemă. Dom'le, avem, am semnat, am făcut proiectul respectiv, ne-am dus, am început. Am semnat pentru UPU și nu l-am făcut. Da, exact. Am semnat. Și asta, vreau să punctez și asta. Noi acum ne chinuim cu UPU și cu secția de pediatrie, care are și o secție sensibilă, unde majoritatea doctorilor au sindromul de burnout, deci e demonstrat deja. Stau și văd 60-70 de pacienți pe zi într-o cămăruță mică. Nu e normal. Suntem singurul județean care nu are așa ceva. Ar fi trebuit să avem cumva în structură UPU pediatrie, cu medici pediatri și care să aibă acces la toate analizele, toată aparatura pe care o avem într-un UPU. Acum un copil se duce la UPU, la așa numită cameră de gardă, da? Și după aia e trimis cu părintele tot în UPU, se duce la pediatrie, da? Și după aia se trimis tot în UPU pentru investigații, ceea ce nu e normal. Și nu avem spațiu și ne chinuim și vorbim și discutăm și cu doamnele de la pediatrie și cu UPU și cu DSP-ul și cu epidemiologul spitalului să găsim o soluție cumva să integrăm acești medici pediatri în UPU. Dar nu avem spațiu. Noi vom propune niște soluții, una pe termen scurt și una pe termen lung și sperăm că se poate rezolva ceva. Dar revenind la proiect, da, și acea extindere UPU prevedea un spațiu pentru UPU pediatrie. Și nu numai, extinderea întregului UPU. Bineînțeles, erau 2000 de metri. Avem erau probleme. 2000 de metri pătrați, dar vorbesc de ceea ce ne doare pe noi la spital. Da? Deci noi acum am fi bucuroși și cu 400 de metri, 300 de metri extindere, numai ca să putem avea o intrare separată și aceste camere speciale pentru pediatrie. Da. Probleme mari, probleme care mie mi se pare că s-a ajuns într-un blocaj în momentul ăsta. Deci s-a ajuns eu personal bloc. Nu știu ce să mai fac. Deci chiar și mă afectează și, nu pot să spun personal, dar profesional, pentru că mă gândesc și încerc să găsesc soluții și pierd timp pe anumite discuții și să vedem ce facem, cum facem pentru aceste specii, când noi de fapt ar trebui să ne gândim ce aparatură să mai cumpărăm, de unde să mai găsim niște bani, să evoluăm, nu să involuăm sau nu să peticim ceea ce avem. Bun. Toate lucrurile astea au fost spuse? Lucrurile sunt spuse, le-am spus și eu, le-am spus și în scris, sunt văzute, adică nu sunt, a scris dumneavoastră articol, au mai scris și alții articole, că nu e primul articol, adică nu eram eu, când scriați dumneavoastră de nefrumeri, nici nu eram în țară. Da? Adică sunt lucruri știute. Pe mine de acum, cum să vă zic, nici nu mă mai interesează așa numitul vinovat. Pe mine mă interesează să ieșim cumva din blocajul acesta. Că nu mă încălzește pe mine. Bun, că... ca să ieși din blocaj acum, despre ce este? De ce ar fi nevoie? Noi ar trebui, noi cu toții. Cu adică Consiliul Județean, da, haideți să o spunem pe aia noi, da, ar trebui să găsim o soluție de urgență să se facă ceva la oncologie. Ăla e primul pas. Ar trebui un spațiu special? Un spațiu, un proiect, finanțare, nu știu ce să vă zic. Proiect nou, pentru că sigur cel vechi nu va mai fi vreodată avizat de nimeni. Da? Au fost discuții despre proiectul vechi la care am participat. Au participat și medicii de oncologi. S-a discutat mult despre ultimul proiect și cât este de conform standardelor curente. Da? Dacă tot s-a oprit, haideți să facem unul bun. Sunt, nu știu, sunt alte soluții, parteneria public-privat, ceva. Dar este foarte dificil și nu neapărat pentru mine, este dificil pentru pacienți. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Eu îmi asum. În primul rând pentru pacienți. Exact. Eu îmi asum asta, că am înțeles. Naște cineva pe un trotuar, managerul e de vină. În țară vorbesc. Da, se întâmplă o tragedie în Botoșani, pleacă manager. Deci asta e ritmul vieții, ca să spun așa. Și noi, eu n-aș vrea să se întâmple ceva în timpul mandatului, că nu e vorba că plec eu. E vorba că se întâmplă ceva cu oamenii ăștia. Oricum, noi la Piatra Neam suntem obișnuiți să devenim eroi naționali cu tot felul de chestii, așa că da, Doamne ferește. Doamne ferește și eu zic că ar fi bine să mai ieșim din ciclul ăsta de
de știri naționale noi la Piatra Neamț. Știri de ora 5. Este frustrant și asta am mai spus și vă zic că eu nu vreau să discut acum conducerea județului nici prezentă, nici trecută. E o chestie de tehnică. Da? Tehnică administrativă. Da, pentru că și eu, da, dacă vine cineva și îmi spune am nevoie de un cazan cu abur, îl ascult pe specialist. Da? Sau bun, acum mai rămâne ca specialistul să fie de bună credință. Adică, cum să vă spun eu, eu știu așa, că aveți un consiliu de administrație la spital, da, nu? În care aveți o doamnă care este director în Consiliul Județean, doamna Veronica Vasiliu. Da. E director mare acolo, are o direcție și mare. Și ne ajută tot timpul. Asta așa. Zic fără... Aveți sau aveați, cred că îl mai aveți, pe domnul Conachi, care este însuși tehnica întruchipată. E nou, de câteva luni. Sau de câteva luni, are un an, cred. Are un an, da. Nu are un an. Nu ne-am atât de des. Da, păi dumnealui ar trebui să ajute pe spețele astea. Pentru că direcția de investiții este condusă de dumnealui. Păi asta vreau să vă spun. Aveți doi oameni în Consiliul Județean care, hai să le spunem, sunt tehnici, da? Sunt tehnici. Consiliul de administrație doar avizează. Avizează propuneri de la spital. Avizează, avizează, dar ei sunt acolo să duc la președinte sau la cine știu ei și îl trag de mânecă și spun băi, acesta, lasă naibii petrecerile și alea. Hai să vezi care-i treaba în spital. Și hai să vezi. Păi, haideți să, uite, acum eu poate mă aprind. Știu că a existat un demers al celor de la DSP pentru o întâlnire între factorii decizionari de la spital, DSP și Consiliul Județean. Da. A existat, nu? A fost și întâlnirea. A fost și întâlnirea. Domnul Saftei a fost la întâlnire de la început? A venit împreună cu domnul Păduraru. Nu. A venit domnul Păduraru prima dată și toată lumea l-a așteptat pe domnul Saftei, care a venit un pic mai târziu. Cred. E un detaliu. Nu, este un detaliu foarte important, dacă este așa. Pentru că nimeni n-a ieșit cu un comunicat, nici DSP-ul, nici spitalul, nici Consiliul Județean atunci, să spună, băi, noi de la DSP ne-am hotărât să spunem că nu se mai poate, că vine autorizarea până pe 31 decembrie și spitalul nu îndeplinește condiții minime pentru această autorizare. Ei au făcut și au dorit, de fapt toată lumea a dorit această întâlnire să prezentăm situația reală, pentru că dacă o prezint numai eu, poate știu eu mă plâng, că eu sunt perceput ca ăla care vine și se plânge. Și cere bani, da. Așa. Dar uitați că a venit DSP-ul care e neutru, sau deocamdată e neutru, că la un moment dat va fi sub... CJ, nu? Parcă așa sunt noile reglementări. Abia aștept să preia domnul Conache și DSP-ul. Ar fi cel mai bine, da. Sau poate doamna Soroceanu nu găsește pe cineva. Nu mă bag, dar da. La direcția tehnică cred că e cel mai bine. Au venit și au spus, împreună cu 7 oameni din corpul lor de control, cred că era toată lumea din DSP acolo, și au spus, spitalul este într-adevăr într-o situație critică. Sunt mici lucruri, gen mobilier vechi, știu eu, linoleum stricat, care trebuie să le eliberăm, că din cauza îngrămădelii am pus toate dulapurile și toate măsuțele și toate scaunele pe hol. Alea se pot face, da? Se mai pot face reparații și am primit banii anul ăsta și facem reparații. Ați primit 1 milion acum sau primit? Recent. Recent, recent, da, și am mai primit ceva la începutul anului și facem reparații, am semnat caietele de sarcini pentru chirurgie și secția de interne. Deci astea ar trebui finalizate, măcar astea, până la sfârșitul anului. Nu vă zic ce povești a fost și cu astea, că au durat 3 luni să facem niște devize și niște lucruri la niște clădiri care există. Și cam le știi măsurătorile și dimensiunile și așa mai departe. Cine a făcut astea? Compartimentul tehnic de la mine. Și bine, acum... E mai dificil. Acum, cum să vă spun, da, se cheamă ori, se cheamă, ori începe cu S, ori începe cu P. Singurul lucru pe care eu mi-l reproșez și mi-l reproșează și alții este că am încercat într-un mod colegial să fac pe toată lumea să înțeleagă
că spitalul e unde e și trebuie să lucrăm toți, să ne facem toți jobul. Da? Fiecare, și juridicul, și tehnicul, și eu, și financiarul, toți să ne facem jobul. Nu ne permitem greșeli, nu greșeli majore, greșeli de genul scrii un referat și pe site la achiziție apare alt titlu. Și vine juridicul și spune, una e pe referat, una e la achiziție, nu-ți semnez că nu bat. Dar schimbă titlul, bă. Păi da, și schimbăm și iară trecem prin procedura de achiziție. Și tot așa ne învârtim în jurul cozii. Și asta am rugat și am vorbit în nenumărate întâlniri, că nu îmi place să dau din casă, nu vreau să critic pe nimeni, da? Nu sunt genul. Alții mi-au zis, trebuie să te duci acolo să bați cu pumnul masă. Nu vreau să bat cu pumnul masă. Eu consider că dacă discut cu oameni dacă vezi că nu vor, de 50 de ani dacă nu și vor, au pretenții nu-i dai afară. Ce fac, dar nu poți să-i dai afară. Nu-i dai afară, îi pui la desfundat WC-uri. Na. Nu poți, că nu e în fișa postului. Nu e în fișa, dar schimb fișa postului. Și nu o semnează și, mă rog, dar asta spun. Sunt și puține pârghii ca manager, dar pe mine mă interesează, da? Să se facă aceste lucrări, să facem. Și revin la discuția cu DSP-ul. Am zis, da, putem să facem anumite lucruri. Dar deja chestia asta cu paturile, cu înghesuiala, deja nu mai e o problemă de bani. Vă înțelegeți? Nu mai e o problemă că cumperi niște paturi noi sau mobilier nou sau mai știu ce. Dacă n-ai unde să le pui. Dacă n-ai unde să le pui. E o problemă de spațiu. Și noi n-am avut nici înainte spațiu. Întotdeauna a fost discuția spitalului nou pentru că n-avem spațiu în spitalul pe care îl avem acum, da? Noi nu avem spațiu, da? Nu zic de mine, dar nu avem spațiu. Cei de la TBC sunt înghesuiți, oncologia e înghesuită, policlinica e înghesuită, nu avem spațiu. Și dacă nu se iau măsuri, până la urmă, bun, stau eu, plec, vine altcineva, e la fel, situația e la fel. Deci dacă nu se deblochează de undeva chiar de sus, chiar de sus, nu văd. Adică ar trebui să fie precum la 23 august, stejare extremă urgență, nu? Nu știu, mie mi se pare că suntem spital extremă urgență. Mie mi se pare că suntem într-o situație de urgență acum. Și am transmis asta și domnului prefect. Păi uite, domnul prefect poate declara că este o situație de urgență. Nu știu care sunt atribuțiile, dar nu mai știu cui să scriu și ce să fac. Am trimis către domnul Rafila, care îmi permit să îl critic. Chiar dacă dumnealui e ministrul sănătății și e foarte apreciat în general în țară, că nu a trecut pe la Piatra Neam să vadă și dumnealui care e situația. Pe lângă faptul că n-am primit bani de echipamente medicale în 3 ani. Înțeles că ați primit acum 1 milion de la minister? Sau nu, n-am primit niciun milion. Sau urmează să primiți? Nu știu, dar știți cum e, urmează. Și eu urmează să... nu știu. De asta cu urmatul... Urmează să mergeți la băut cu medicii, da, cel de secție. Când o să văd treaba respectivă în cont la spital sau la CJ și o să ne zic că faceți achiziția, atunci o să cred că astea sunt discuții, urmează să, dacă primesc bani în decembrie, nu o să cumpere nimeni echipamente în decembrie, pentru că nici nu mai poți să faci achiziție. Despre asta discutăm. Da? Și domnul ministru putea să treacă într-o vizită către spitalele celelalte din, nu știu, Bistrița, Năsăud, Bacău, Buhuș. Suceava, Buhuș, unde a fost dumnealui să laude managerii. Eu nu vreau să fiu lăudat, eu vreau să vină să vadă. Și să zică, băi, Filimon, tu nu faci nicio treabă bună aici, să vină altcineva și uite, lui ăla îi dau eu bani de reparații. De, sau de dă-te toate. Tu deoparte că, da, uite, vine unul bine. Și îi dau bani de reparații. Foarte bine, de-abia aștept să vină cineva cu propunerea asta. E o propunere foarte bună, e pentru pacienți și pentru oraș. Da? Dar nu mi se pare normal ca în spitalul ăla care a ars primul, da? Și care avem problemele pe care le avem, să nu vină nimeni. Să întrebe măcar, ai nevoie de ceva? Bun, ai nevoie de nimic. Acum mai este și o problemă care probabil ține de un anumit istoric. Toată lumea se ferește de spitalul din Piatra Neamț pentru că aici există antecedentele de care vorbeam, proiecte care niciodată nu s-au dus la bun sfârșit. Așa. Sau s-au dus la bun sfârșit prost. Și din cauza asta se feresc toți și zic, bă, ce să-mi bat eu capul cu ăștia? Și aici ar trebui să intervină politicul. Poți să politicul. Înțeleg punctul ăsta de vedere, dar pe de altă parte, dacă chiar vrei, că e foarte ușor să te duci la Bistrița, care oricum arată bine și au un manager bun și au adus fonduri. Au un președinte de Consiliul Județean care s-a bătut capul, da, să facă, așa, și te duci acolo să obțină acreditări cât mai mari. Și mai dai încă, nu știu,
50 de milioane de euro acolo, că și așa arată bine, e foarte bine. Sigur se face, sigur se construiește, sigur se termină, va fi tot ok. Da, e și asta o viziune. Pe când la noi nu știi. Singurele două proiecte terminate la noi au fost majore, să zic, ca investiții. Liftul făcut de Fundația Metropolis, da? Și proiectul... Și ATI-ul dăruiește viață. Deci, asta, unde... Astea sunt chestii reale, nu că nu am nimic cu nimeni. Bă, și atunci am pun, și atunci am pun problema, domnul manager, în felul următor. Dom'le, de ce nimeni nu spune, bă, avem o problemă cu investițiile făcute pe plan local. Cineva ori își bate joc de ele, ori vrea ca ele să dureze cât mai mult, să se pompeze bani în ele, să se poată scoate bani. Stați un pic, că multe nici n-au început. Dați un pic, au avut bani. Au fost bani. Nici n-au început. Păi da, da, s-a făcut studiu de fezabilitate, lăsați prefezabilitate sau la banii. S-au făcut proiecte. De extinderea UPU, eu am vorbit cu trei arhitecți. În primul an, când am fost eu în mandatul meu, am vorbit cu trei arhitecți despre extinderea UPU. Era început, era, nu știu, se agita. Unde e? Păi știți că s-a renunțat la el. Știți că pentru extinderea UPU s-au dat bani în toată țara în același timp. Da, și în alte părți s-au făcut și la noi nu. Da, și? Deci aici este marea problemă. Avem niște oameni incapabili, și nu mă fere, incapabili sau răuvoitori când vine vorba de asemenea proiecte. Oameni care n-au și raspinării, stimați tovară și prieteni, care dacă Arsene a spus nu mai facem niciun proiect la spital, că vă fac eu spital nou, au blocat toate proiectele prin chichițe funcționărești și nimeni n-a avut curaj să-i spună liderului Maximo din Neamț, bă, până faci tu spitalul, mor oameni în județul ăsta. Eu asta repet și am să știți că i-am zis și domnului Arsene și am zis și conducerea actuală. Până se face, când s-o face, noi acum avem nevoie. Da? Există un proiect care ne-ar fi ajutat foarte mult, cu așa numitul pavilion medical nou, care stă într-un sertar pe undeva. Sunt bani în bugetul județului. Da, 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 știu. A fost cred proiect că știți votat mai bine prin, decât mine, da? Prin proiect de hotărâre, așa. Consiliul Județean. Dacă aveam o clădire, cum ar fi fost ea? În care să mut oncologia la momentul respectiv. Oncologia și în Cosecție. O clădire eventual. Tampon. Da. În care, domne, vrei să renovezi ceva, hai să renovăm ceva ca lumea, nu așa pe bucăți, pe tronsoane, da, vrei să renovezi o secție, că la noi știi secțiile sunt pe etaje, alea mari în special, da, și atunci ca să renovezi, îi înghesui dintr-o parte în alta, îi muți, îi nebunești, da, așa ai fi avut. S-a lucrat ani de zile la pediatrie în șantier. Așa ai fi avut o clădire tampon în care puteai să pui niște pacienți. Și în momentul în care aveai bani și vrei să renovezi, nu știu, vrei să renovezi medicina internă, de exemplu, mutai acolo, terminai medicina internă, puneai la loc. Eu așa o văd, dar nu avem această clădire tampon. De asta a fost și, cum să spun eu, o grămadă de discuții au fost și aici vă zic că o apreciez pe doamna Vasiliu pentru că a încercat și a căutat, fiind și șefă la patrimoniu, orice alternativă unde să punem acești bolnavi, să fie confortabil. Nu avem noi în Piatra Neam sau, mă rog, județul sau așa, o clădire care poate fi amenajată pentru așa ceva. Dar s-a încercat. Am fost peste tot, toate clădirile pe care le-au avut, pe Ștefan cel Mare, la tabere, la peste tot. Eu sunt convins că dacă se crea o emoție la nivel național, cum a fost emoția cu ATI-ul atunci, probabil că acum am fi avut ceva de acest gen pentru oncologie. Probabil, pentru că se pare că liftul ne-l face, am uitat cum se Maticiuc. Cheamă. Codin. Codin Maticiuc, da. Dăruiește viața, ne-a făcut o secție. Și vedeți, și asta e, că te duci până la urmă la oamenii ăștia și le cer bani și până la urmă zici, băi, da, cât vă mai dăm vouă? Că și alții în altă parte. Că și alții, bine, toată țara are nevoie, dar... Aici, iarăși, repet, eu la noi cred că am ajuns într-un punct critic, într-o situație care trebuie neapărat deblocată cumva. Da. Și peste mai pay grade, cum se spune în engleză, ca să iau eu decizii sau să fac, dar din păcate eu sunt acolo pe teren. Bun, haideți să o luăm așa. În ultimele două săptămâni ați avut discuții, asta a sesizat prefectul, da?
Ok, da. Foarte bine. Sunt foarte curios să văd dacă prefectura are un punct de vedere pe chestia asta. La Consiliul Județean ați purtat discuții? Cu cine? Se poartă discuții la Consiliul Județean. Cu cine? Responsabil la Consiliul Județean pentru spital este domnul Păduraru. Nu, omul a venit de câteva luni. Da. De asta spun, nu cred că discuția este despre conducerea actuală sau trecută. Vorbesc de președinți, vicepreședinți. Cred că trebuie să se rezolve niște lucruri la Consiliul Județean pe partea tehnico-administrativă, pe cei care de fapt fac proiectele astea. Bun, până când se vor face proiectele astea? Haideți să fim serioși. Așa. E vorba de ani. Cel puțin 2 ani dacă ar începe oncologia acum. Da. Nu mai vorbim de proiectul ăla care s-a pierdut ultimul. Cu fluide medicale. Cu fluide medicale, care nu înseamnă numai fluide medicale. Nu, erau mult mai multe lucruri, dar trecem peste. Da. Deci, policlinica, mă rog, ambulatoriu de specialitate, tot așa, un an, doi. Până se fac lucrurile astea, până când se rezolvă problema cu pediatria, până când va veni cuiva mintea la cap să vadă ce e cu nefromedul ăla. Dom'le, o să poate stăm de râsul. Cu nefromedul nu vine nimeni. Vă zic eu că am încercat de nenumărate ori să aduc... Păi atunci hai să renunțăm la el. Să se uite, să-mi spună ce e acolo. Și nu vine nimeni, exact cum a spus dumneavoastră, nu își bate nimeni capul să vină la Spitalul Județean să fie, știu eu, criticat sau să își dea cu părerea. Vedeți că și experții ăștia au problemele lor. Bun, acum noi trebuie să fim mândri. Expertul din neamț de la Vaslui s-a retras la timp ca să nu mai... ca să nu fie... Deci înseamnă că a avut flair, ca să nu spunem informații. Da. Bun, deci revin. Astea nu sunt lucruri care se poată rezolva de azi pe mâine. Ce se poate face de azi pe mâine ca să îmbunătățim confortul, măcar confortul pacientului? Ce facem și ce pacientul vom putea face? V-am zis, vom pune acele paturi în conservare. Ceea ce înseamnă, ce înseamnă asta să pui paturi în conservare? Înseamnă că nu le folosești, le scoți din salon pur și simplu. Ca să eliberezi, să ai spațiu. Nu le folosești, nu renunți la ele, că dacă renunți la ele, asta înseamnă iarăși altă... Dezastru problemă. Pentru să pierd paturi, să duc în altă personal, parte. Da. Sunt multe. Le scoți pur și simplu din salonul respectiv ca să faci un mediu cât mai prietenos pentru pacient. Bun, acum, care sunt șansele până la urmă, cu bunăvoința DSP-ului, cu scoaterea acestor paturi, cu niște... Dar, iarăși vă zic, ce înseamnă asta? Le-ai băgat, acum le scoți. Da? Le car prin alte părți. Se strică. Că nu le poți căra, nu sunt firme de mutat sau tot cu oamenii noștri, vai de capul lor, le încărcăm în niște camioane, o vedeam noi de pe unde, să le pui iarăși pe la școlile normale sau unde am găsit noi un spațiu. Da? Vom repara ce se poate repara cu fondurile pe care le avem și m-am zis, anul ăsta chiar am primit și le folosim și asta se poate face pe termen scurt. Da, se poate primi autorizația făcând doar aceste lucruri? Făcând aceste lucruri și programul de conformare pe care ne l-am propus noi împreună cu CJ-ul și l-am transmis DSP-ului, eu zic că da. Și cu multă, multă bunăvoință de la DSP, bănuiesc. Și cu multă bunăvoință de la DSP, care și dânsii, eu îl înțeleg și pe domnul director Firăstrău, nu poate să ne dea să semneze orice hârtie. Dar nu numai el. Toată cei care se duc pe teren, ăia semnează primii. Da, dar știți cum e. Până la urmă și la dânsul, tot el răspunde ca și la mine. Tot eu răspund. Da? Îl înțeleg și, cum să spun, au fost îngăduitori până acum, pentru că mutarea asta făcută din pixul meu, da, când am mutat oncologia, am zis că e o mutare temporară, am vorbit cu toată lumea. Am da, zis că normal, acum trebuia să se apropie. Acum trebuia să mut înapoi. Înapoi, da. Da. Și ar fi fost toată lumea mulțumită, satisfăcută, pacienții, stafful medical și așa mai departe. Da. Și ideea este... De exemplu, ați mutat oncologia la școlile normale, materiale din oncologie. Da. N-ați cerut o listă cu clădiri în care s-ar putea desfășura activitatea? Sunt niște clădiri la Consiliul Județean, nu vorbesc de școli normale, alte școli
V-am zis atunci, am discutat cu doamna Vasiliu și nu a fost un spațiu propice pentru așa ceva. Acum să vă zic încă o treabă. E mult mai bine, chiar dacă e mai înghesuit, să fie în spital. Eu nu mă refeream să mutați oncologia. Da. Eu mă refeream să mutați o secție care se putea muta, care nu necesita... Ne-am gândit la momentul respectiv să mutăm secția de reumato și tot am reușit. Nici din punct de vedere a circuitelor, nici din... Nu, n-am reușit. Da, ar fi fost poate mai... Situația pare fără ieșire imediată. Eu am sperat când am venit în jobul ăsta să se îmbunătățească, să îl aducem la zero și să restartăm, să începem să, ca să spun așa, să ne dăm mâna cu toții, și spitalul, și consiliul, și Ministerul Sănătății, și să-l ducem unde ar trebui să fie, ca spital județean. Și din speranțele alea, cam cât la sută? Din speranțele alea, bine, așa pot să zic și eu, că din planul meu de management am făcut 80% în anii ăștia. Da? Dar aceste lucruri, controale, probleme, uitați, în sfârșit finalizăm la Curtea de Conturi o speță din 2013. Deci ani de zile ne-am chinuit, ne-am așa. Nimeni și, nu și până l-a pus la urmă, ieri am fost la o întâlnire împreună cu Consiliul și Curtea de Conturi și îi punem cumva cruce, o terminăm, sperăm să o terminăm. Dar am găsit o soluție. Dar ce era așa de curiozitate? Niște reparații făcute prin 2011 și nu știu ce bani plătiți firmei domnului Negelski pentru servicii avocatură sau... Încă nu era Negelski manager. Nu, dinainte. El presta servicii. Cred că am scris și noi, dacă am înșel. Și cred, sperăm ca acele trei spețe sau măsuri care așa să le închidem și pe alea. Măcar să, și v-am zis, toate astea, controle și tot ce se întâmplă în spital, independent de activitatea medicală, consumă foarte mult timp și resurse. Bun. Eu acum nici nu știu ce să mai zic. Eu asta vreau să vă întreb. Apropo că nu știți ce să ziceți. Eu nu știu ce se poate face și, sincer, dacă ar exista deschidere, aș suna. Dar o să încercăm să aducem aici Consiliul Județean. Poate veniți și dumneavoastră, discutăm cu toții, pe concret, poate îi aduce pe cineva și pe cei care s-au ocupat de proiectele respective. Cum să vă zic, relația cu Consiliul Județean, și cred că înțeleg și ei că e o problemă acolo. Nu cred că din toate discuțiile astea a fost cineva acolo care a zis, da, cred că de fapt le înflorez sau nu e așa. Nu, cred că realizează și dânsii, dar nu știu ce pârghii au și dumnealor ca să se mobilizeze un pic pe partea asta. Nu știu, adică pe mine deja lucrurile astea încep să mă înfioare, să mă înspăimânte. Ne lăudăm cu toții, băi, zice, avem scară pe toaca. Foarte frumos că avem o scară pe toaca. Dar dacă își rupe unul picior după ce cade pe scară, se lovește la cap și are nevoie de o intervenție neurologică, avem condițiile nu ideale. Nu ideale. Da, alea, eu normal. Ce spuneți. Adică, hai domne, să ne ocupăm de ce trebuie. Sănătate, școală și după aceea mergem... Ar fi bine, dacă îmi permiteți, pe lângă domnul ministru Rafila, mai sunt și reprezentanții județului Neamț, care poate ar trebui să aibă un cuvânt de spus. Adică vorbiți de deputați și senatori. Nu? Da. Nu știu, poate să invite pe cineva. Dacă eu nu sunt în stare și nu sunt un comunicator bun, să invite pe altcineva din Neamț, la București, și să explice cuiva pe acolo. Nu știu, sunt comisii, nu mă pricep la partea asta politică, dar ar trebui. Da? Nu știu cât sunt, 7, cât sunt? Sunt. Senatori, deputați, nu? Sunt. Sunt toți din Neamț, nu? Mă rog. Mă rog. Sunt. Da. Sunt și din Neamț. Da, sunt și din Neamț. Sunt și din Neamț. Deci, ca să fim foarte cinstiți, sunt din Roman, sunt și din Neamț, sunt și din afara Neamțului. Problema este că haideți să facem ceva, haideți să tragem un semnal de alarmă.
să vedem adică dacă... Eu nu cred că nu există bunăvoință, eu nu cred că nu există la centru, ca să spun așa, dacă cineva s-ar duce și ar zice, domne, chiar e o situație dificilă acolo, să nu fie niște soluții. Poate visez eu, nu știu, poate nu înțeleg. A fost aici un ministru, doamna Pintea. A fost. Și era înconjurată de oameni despre care acum nu se mai spune mare lucru. Era Dan Vasile Constantin lângă ea, care era factotum în spitalul județean la un moment dat. Și, domne, cum ați putut să nu terminați secția asta, de, sala de operație, bloc operator? Cât vă mai trebuie? Atât. Ia Dacia. Terminați-l. Da, doamnă, știți că îl facem, că e o investiție în derulare, în mai multe acte. Da, o facem. Nu l-au făcut. A întrebat cineva ce s-a întâmplat acolo, unde sunt banii ăia. Apropo, câte vizite ați avut sau câte vizite ați primit de la organe de control de când sunteți manager? Păi numai în primul an am avut 38. După aia, mai puține, cred că peste 50. Da. Pe lângă micile întrebări, că te mai întreabă, domnul manager, dar acolo la dumneavoastră ce se mai întâmplă? Diverse organe și organizații cu 3 litere. Da, că ei întreabă. E un obiectiv strategic, ca să-i zic așa. Este absolut normal. Județean, da? Dar da, nu, eu nu înțeleg. Și revin la, uitați, că ca să-mi fac mai mulți prieteni, revin la chestia asta cu parlamentarii de neam și nu înțeleg de ce nu există implicarea asta pe partea asta de spital. Am înțeles, sau toată lumea a lucrat către spitalul nou. Dar și la ăsta. Și nu numai de acum, e de ani de zile. Adică nu e o vorbă că de când am venit eu sau știu eu, din ultimul an. Da? Ca să zic că numai de acum, din 2020, de când sunt noi aleși. Dar nu am auzit nimic nici dinainte. Să vină cineva să întrebe ce e la spital. Și pe ceilalți manageri, că eu sunt convins și toată lista aia de manageri, 10-15 câți au fost, și ei aveau probleme, nu e vorba doar de mine și nu vreau să pare ăla care mă plâng. În situații de genul ăsta se mai practică un joc. Vine cel care este prins la mijloc, adică omul din teren, da. Și spune, domne, îmi joc cartea cu, domne, dacă nu faceți, eu plec. Așa. Ați făcut jocul ăsta? Nu sunt atât de bun la poker, sunt alții mai... Sunt mai buni, nu? Mai buni, da. Da. Și, da, și reversul medaliei, da, așa, și plec, și azi plec. Și? 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 E un semnal de alarmă. Nu mai poate domnul Rafila sincer, se suie în avion și vine la Piatra Neamț să rezolve, să deblocheze. Sincer, cred că sunt unii care și-ar face următoarele calcule. Ia să vedem dacă pleacă ăsta, așa. Cum rezolvăm 3 posturi pe care le dăm la niște băieți. Ghinionul că sunt încă blocate, dar după ce se deblochează e foarte posibil. Oricum, acum nu vreau să zic, dar sigur se vor da bani în continuare la spital. Nu neapărat că e an electoral, dar eu zic că am... Deci anul viitor ar putea să fie mai bine. Eu mă îndoiesc. Eu am trimis destule hârtii și am făcut destule note de fundamentare care să explic de ce avem nevoie nu numai anul ăsta, dar și pe viitor. Adică indiferent că la anul e an electoral și peste 2 ani tot va fi nevoie de reparații, da? Și așa mai departe. Deci eu zic că vom avea nevoie până în... Haideți să nu exagerăm, dar cred că până în 2030... Vom avea nevoie de reparație aici unde suntem. La sediul ăsta. Da. Până în 2030 nu vom avea spital nou. Nu știu, nu pot să zic asta, că nu sunt ghicitor în cafea, dar... Păi mai avem, suntem pe lista, pe PNRR 2026, nu? Da. Și suntem în 2023, septembrie. Suntem încă în grafic. În care grafic? În graficul proiectului. Păi așa am se fost... termină achiziția proiectului sau, mă rog, ce trebuie făcut până în
ianuarie, februarie și se poate da drumul. Dar trebuie să semnezi prima dată. Da. Trebuie să ai tot ce înseamnă utilități, să ai terenul. Asta este nivelul meu de competență, nu pot să-mi dau cu părerea. Poate am să-mi dau odată cu părerea ca cetățean, dar acum... Hai, domnule, candidați, ca să spun așa, vă pregătiți de o candidatură? Da, știu, mi s-a zis, te-ai dus la spital să candidezi. Uite că nu sunt nici pe nicio listă, spre dezamăgirea multora. Bun. Cred că ar fi cazul să începem o campanie, nu neapărat dumneavoastră, dar și dumneavoastră, de atenționare pentru autorități cu privire la situația spitalului. Pentru asta ar trebui o radiografie făcută la spital, la sânge. Ca să faci o radiografie la spital, la sânge, ai nevoie de date și de lucruri care să fie foarte concrete. Știți, dumneavoastră, ce vă reproșați ca manager în activitatea pe care ați avut-o? V-am zis, singurul lucru pe care mi-l reproșez este că probabil ar fi trebuit să fiu un pic mai tăios în anumite momente cu anumite persoane din, și din CJ, dar și din spital. Da, poate nu-i prea târziu. Poate nu-i prea târziu. Întotdeauna am mers pe partea diplomatică și am dat niște semnale în mod direct și indirect și în discuții private, unul la unul, și am spus și am avut de zis. Vreau să vă spun că după ce am dat materialul acesta cu spitalul, am primit neașteptat de multe telefoane de la colegi din presa centrală, care au venit și au spus, dom'le, chiar așa este? E mai rău decât se vede acolo. Pentru că noi am, ce pot să spui în câteva, în două pagini de ziar sau în... sau în, într-un material online. Zice, păi, ar fi cazul să fie un scandal național. Zic, dom'le, noi facem așa, aici ce putem. Mie asta tot timpul îmi spune lumea. Fă scandal, du-te, ceartă-te, ia-te de gât cu ei. Bun, te iei de gât. Și care-i, până la urmă, consider eu, sunt niște oameni cu care trebuie să lucrezi, care trebuie să te ajute, că nu fac mie. Nu e o chestie personală, în primul rând. Trebuie să diferențiem cele două lucruri, personalul de business, da? Sau de job, așa, și să faci ceva pentru comunitate în care trăiești și în care, dacă ai nevoie, tot la spitalul județean ajungi. Bogdan, dacă poți intra un pic, ca să avem și o chestie de încheiere la material, dacă poți să ne pui imaginea, se poate? Așteptăm un pic, pentru că pune foaie mare, te rog frumos. Deci, scrie acolo clădire în reabilitare, șantier. Este intrarea, se pare, la pediatrie. O poză mai semnificativă pentru ce se întâmplă în spital nu cred că există în momentul ăsta. Eu cred că au mai fost niște discuții și despre pediatrie. Câteodată se disculpă sau se trimit anumite proiecte către spital. Du-te tu și fă studiu, expertiză, ia-l de la capăt. De cum du-te tu și fă? Îți dăm bani să cauți expert, îți dăm bani pentru... Adică proiectul a fost făcut de consiliu, da. Neterminat. Și mie, asta am vrut să spun. Noi la spital, cum să spun, da, am doi ingineri, da, ok, dar oamenii nu sunt, unul e pe partea de construcție, unul pe electric, sunt niște oameni care fac niște caiete de sarcini, care practic coordonează oarecum activitatea, pentru că ei au niște fochiști în subordine. Da, electricieni, cel mai fi, da. Nu că nu sunt oameni pregătiți, dar nu au capacitate. Nu s-au ocupat cu așa ceva. Nu se ocupă cu așa ceva. Ca orice om, ești economist, dar nu te ocupi cu absolut toate domeniile din economie. Da? Așa și ei. Se ocupă cu niște treburi. Ca să-i dai lui... să-i dai acelei persoane să zică du-te, caută experți, fă caiete de sarcini, ocupă, adică nu, când tu ai birou specializat în Consiliul Județean. Nu e jobul nostru. Nu e jobul nostru. Adică, haide, ia-ți tu răspunderea că noi ne-am făcut pe da, cap până aici. Ia niște bani și fă expertize la Nefromed.
Da, am sunat. Câți pot să sun? Că după aia intri în alte discuții. Trafic de influență, vine firma lui Filimon, le ia chemat ăla, ne-a dat nou în cap. Că doar ce credeți că o să găsească un expert la Nefromel? Păi ce poate păi să găsească? Păi ce poate să găsească? Nereguli. Nu? Și dacă l-am chemat eu ca spital... Dacă cineva ar fi interesat să ia povestea Nefromel, să aibă răbdare, să stea pe ea, spun, să vadă fiecare alocare bugetară... Nu suntem experți juridici să căutăm facturi, să ne uităm la proiect, să ne uităm dacă au fost folosite materiale pentru uz medical. Nu avem competențele astea ca să mă apuc eu să caut experți. Bun, atunci se pune întrebarea... Toate astea nu s-ar fi putut realiza, ca să spunem așa, prin voința statului român, făcând o plângere penală? Ba tocmai asta, nu știu de plângere penală. Tocmai zic și eu, în, o plângere, eu, o cercetare în rem. Codrus Munteanu, nici doctorul Juncu, nici doctorița Tănăsoai, foști manager, da? Nu avem expertiza și nu avem nici, cum să spun eu, timpul să căutăm documente și facturi și... proiecte și să analizăm, că nu e jobul nostru. Nu e jobul nostru. De asta spun, trebuie să vină, părerea mea, cineva care are o echipă și să stea și să vadă. Da? O echipă ca lumea, cu ingineri, cu constructori, cu tot. Cu ce încălzește? Pentru că au venit, de exemplu, a venit DNA-ul, dar pe o porțiune. A venit ANAF-ul, dar pe o porțiune. Fiecare vine pe competența lui. Aici îți trebuie o echipă... Din ce înțeleg eu, după mintea mea, multidisciplinară, ca să caute până, tot. Nu știu, adică mie mi se părea așa, băi, facem o plângere penală fără să spunem ăla-i vinovat sau ăla-i vinovat. Și atunci venea un procuror și cerea o expertiză, numea un expert, venea, făcea, zic și eu. Să facă. Păi, cine oprește pe cine? Nu știu. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, m-am lămurit. Deci, m-am lămurit. E așa cum credeam și mai rău decât atât. Spitalul Județean este într-un punct extrem de critic. Dacă nu se intervine la un nivel, nici nu știu de care, aproape că îmi vine să spun, domne, puneți armata să ocupe, o tâmpenie. Fie doamna doctor Marcociar. Nu știu, punem, exact, armata să ocupe, să facă ordine, să vină să aducă spitalul de la Lețcan, care e pregătit pentru militarii ucrainieni răniți, să aducă... Deci chiar vreți să mă împungeți cu spitalul de la Lețcan și cu... Păi nu, da, am înțeles... ...povestea adormit copiii, lăsați-mă. Deci nu, dar am aflat că domnul Arafat a spus că e pe proiect european făcut în 2017. Da, cred că și domnul Arafat a semnat o hârtie pe care n-a citit-o, dacă mă întrebați pe mine. Scrisă de cineva, tot din un aparatul cretin, tehnic. Un cretin, tot din aparatul tehnic. Tehnic, da? Că un cretin. Tehnico-administrativ al așa, că eu am discutat cu domnul Arafat în pandemie și nu mi s-a părut chiar... dus cu capul. Adică omul știe niște lucruri, că îl contestă lumea, că dar nu e prost, nu e. Da. Da? Hârtia aia dovedește că e prost. Scuze, da. Asta e. Adică asta nu poți să spui că e făcut cu fonduri europene și că... Că din 2017. Exact. Deci, clar, o greșeală făcută de cineva de sub dumnealui și a semnat-o ca primarul și a trimis-o la neamț. Bun. Avem spitalul ăsta, stă degeaba acolo. O fi spital, nu o fi spital. Da, Dudu e pentru Ucraina. Da. Dudu e pentru Ucraina. Dar nu spune nimeni cât se cheltuiește cu el, ce se întâmplă acolo, cine e. Păi ăștia sunt banii ISU-lui acum. Păi banii ISU-lui, dar banii Consiliului Județean Neamț. Diferența aia. Dacă tot ai luat spitalul, dă bă banii înapoi. Că nu mai e la agenția aia Euronest. Nu mai e acolo. Cum le-ai dat la ISU? Să vedeți, asta de asta discutăm. Cadrul legislativ. Cum mai ai tu banii înapoi? Credeți că nu i-ar lua? Eu cred că i-ar lua dacă ar putea. N-au făcut un demers să întrebe despre ei. Am întrebat noi Consiliul Județean și atunci Consiliul Județean a întrebat agenția Euronest, cum se cheamă, Est,
Și care a spus că din 2020 n-a mai făcut nimic pentru că nu mai știm unde să întrebăm. Da, noi am cerut acele echipamente și chiar ne-au dat cei de la Consiliul Județean lista echipamentului și ne-am ales noi acolo. Că asta spun, pierzi vremea pe tot felul de chestii. Două săptămâni am stat cu șefii de secție, cu asistente șefi, hai să ce ne luăm de aici. Am făcut lista, am făcut Excel-ul, le-am trimis și ne spune, a, stai da, că nu da, mai e anul ăsta. Trebuia să o faceți de Moș Crăciun. Deci, nu știu când am făcut, am făcut-o anul trecut, aproape că plângeam de nervi. Deci chiar eram atât de bucuros. Mi-am dat seama că nu primi niciun ban de la minister și am vorbit la Consiliu și mi-au dat lista și au zis, uite, ia-ți de aici că știi că noi am dat banii. Da, și a trimit hârtia și îmi spune asta. Și chiar vorbisem cu domnul colonel Mitrea să, pentru camioane. Adică a discutat. Deci nu v-ați așteptat să... Deci nu mă așteptam deloc să zică cineva nu. Și la sfârșit, și asta vă zic. Și vine acea hârtie absolut cretină. Care spune... Aia, nu, aia a fost aia a doua. Pentru că am înțeles, domnule, nu ne dă ecografe, nu ne dă paturi, nu ne dă nimic. Bun, și am zis, domnule, da, de niște calculatoare. Tot domnul Ciolacu a zis, domnule, nu mai cumpărați, digitalizați, dar nu mai cumpărați tehnică de calcul și computer. Digitalizat așa, puh. Cu două degete. Da. Așa. Și am zis, bun, nu mai acum, putem, nu mai putem cumpăra degete. Computere, am zis, bun, hai să le luăm de la Lescan. Aveau 14 laptopuri, adică despre ce vorbim, 14 laptopuri la țara asta. Da. Da? Și am zis, nu, dar îi trebuie. Și am zis, domnule, bun, și când mi-au zis chestia aia cu, domnule, vine războiul cu Ucraina, cu răniții și noi nouă ne trebuie laptopuri, acolo nu putem descompleta, iarăși, nu te simți bine, credeți-mă, adică orice ai fi tu, economist, doctor, când primești o scrisoare de asta înapoi, domnule, n-avem 14 laptopuri. Și mi-au zis, păi dacă vi le dăm voie și, vouă și nu se pot cumpăra laptopuri conform legii, cum o să facem noi rost de ele dacă avem nevoie? Ceea ce e un punct de vedere bun. Îmi aduce aminte de celebru cântec. Doi olteni săpau o groapă. Unul puse o întrebare. Ce ne facem cu pământul? Rezultat de la săpare. Celălalt răspunde. Ce întrebare idiotă? Păi săpăm o altă groapă. Așa. Asta este situația. Spitalul Județean Neamț este un fel de groapă. Acum, ci că se sapă o altă groapă ca să fac un alt spital care va crea o altă groapă, alt pământ și va trebui să săpăm o altă groapă și așa, din groapă în groapă, vom face un drum de gropi până, probabil, la Bari. Sau cine știe în ce altă zonă. Bari. Pe noi ne interesează acum. Eu v-am zis, n-am nimic nici cu... Nu, că până la Hanu Ancuței nu pot să ajung cu gropi. E asfaltat deja până la Hanu. Dar cu gropi am zis, da. N-ați fost atent. Dar eu vă zic, trebuie noi să ne focusăm, noi cei care suntem aici. Trebuie să renunțăm la limbajul diplomatic și să-i luăm cu huo pe ăștia care nu-și fac treaba. Și dacă șefii de la Consiliul Județean nu sunt în stare să iasă să spună vinovat pentru chestia cu UPU este X, cu proiectantul. Bă, dar cine o ținut legătura cu proiectantul? Cine o ținut legătura cu proiectantul? De câte ori s-a dus Consiliul pe capul proiectantului? Câți au luat bani din Consiliul Județean pe proiectele astea? Au zis, nu mai contează banii, contează ce se face ba, nu, cu banii. Contează că s-au obișnuit să ia bani să nu ducă proiectele la bun sfârșit. Asta este problema. Și nimeni nu le zice nimic. Dar în schimb, singurul proiect care și-a dovedit în totalitate utilitatea, a fost acel proiect senzațional de luptă anticorupție în Consiliul Județean Neamț, care s-a cheltuit, s-au făcut instructaje, toată lumea știe acum cum e cu corupția. Deci dacă știi să te aperi, poți dacă, să te și ferești. Dacă făceau și la Vaslui, vedeți? Dar nu, că ea de la Vaslui erau deja instruiți. Erau deja instruiți. Ne oprim aici, Alex Filimon, managerul Spitalului Județean Neamț. Situația este tragică acolo și, sincer, chiar mă gândesc cum să facem ca să-i trezim pe unii să vadă că lucrurile nu merg. Asta nu înseamnă că la nivel de management, cum spunea chiar domnul Filimon, s-a făcut totul. Nu, n-am pentru zis că... nici voi zice asta da. Vreodată. Da? Ca să nu fiu acuzat că iau apărarea lui da, Filimon. Da, nu trebuie să luați apărarea, că sunt băiat mare, ca să spun așa. Evident că nu s-a făcut totul, nu e totul perfect, dar
aceste lucruri și îngreunează așa numitul management a unui spital în care majoritatea banilor oricum se duc la salarii, foarte puțin rămâne pentru echipamente pentru materiale sanitare, medicamente și reactivi. Deci sunt și alte probleme la spital de care trebuie să ne ocupăm, pe lângă aceste minunate proiecte. Da, ne oprim aici. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Aș vrea eu în final, fără să-l mai implic pe domnul Filimon, să spun că în acest moment spitalul are probleme de finanțare, are probleme de funcționare efectivă, are probleme pe anumite secții unde nu există un număr de internări care să justifice întotdeauna numărul de angajați pe secție. O să spuneți, bă, dar ce vreți să îmbolnăvească lumea să fie? Nu, aici este altceva, lucrurile sunt gestionate, managerizate la un anumit nivel. Deci sunt probleme, proiecte întrerupte, probleme cu proiectări, probleme cu voința de a face. Aici va trebui lucrat la voința de a face. Și dacă nu se dorește și nu se vrea să se facă ceva la spital, va trebui să-i obligăm. Cum? Eu mi-aduc aminte când a fost cazul tragic al doamnei Sechel, care a murit în maternitate, un caz clar ca lumina zilei, cu neimplicarea medicilor și în Piatra Neamț, în afară de presă un pic, mesagerul după aceea a ținut subiectul mult mai mult, nimeni nu și-a bătut capul. În Botoșani, când a murit acea fată, societatea civilă, oamenii s-au adunat, au protestat, până când măcar s-a făcut ceva. Eu nu spun că s-a făcut ce trebuia să facă, dar măcar acest caz a creat un curent. Putea întâmpla la Piatra Neamț după cazul Sechel, dar la Piatra Neamț avem covoare pentru orice rahat. Ne oprim aici. Cele bune, sănătate!